Să citim primele două versete din Psalmul 127, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 630. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea lui, ele de pâinea ca în somn. Amin. Vă rog să transmiteți binecuvântarea Domnului tuturor celor din prejurul vostru cu toată dragostea. După care vă rog să reocupați locurile, pregătindu-ne să ascultăm ultima parte a slujirii din timpul acesta de conferință. Țin să vă mulțumesc pentru cei ce v-ați rugat pentru ca Dumnezeu să însoțească, în mod special, în cazul meu, predicarea Evangheliei. Probabil v-ați rugat și pentru cei care au slujit cu cântare, cu versul de poezie, cu conducerea slujbei. Dumnezeu vă va răspăti și continuă să, răsp să răspătească tuturor celor ce susțin lucrarea Domnului. Eu personal vă mulțumesc de ajutorul pe care l-ați făcut. Dacă nu l-ați făcut, cel puțin îl veți face altă dată, pentru că eu am un principiu și spun foarte clar, eu ajung și în dreptul altora la amvoane, în diferite locuri, lor nu pot ajunge, dar ajung prin mine și rugăciunea lor mă susține pe mine și atunci când voi primi răsplata de la Domnul, o va primi și ei. Ați citit în Biblie că dacă primești pe un apostol în numele unui apostol, îl primești, îi dai apă, îi dai mâncare, primești un apostol în numele unui apostol, primești răspata cu ei. Păi, dar tu îi dai numai niște apă și niște... Nu, nu, primești răspata pentru că ești colaborator la lucrarea aia. Când te rogi pentru un slujitor să slujească bine, pentru că are darul ăsta, tu primești răspata la omul respectiv. Când te rogi pentru un cântăreț să compună sau să prezinte o cântare bună, tu primești răspată și tu poate n-ai nici voce când te apuci când cânti fals. Ori primești răspată omului respectiv pentru că te rogi. Pentru, dacă te rogi pentru unul care predică, primești răspata omului respectiv. Tu n-ai să ajungi în Australia, ajungi el pentru tine. Tu n-ai să ajungi la, mari, la cine știe ce conferință dar ajunge el și tu primești răsplata. Ai stat acasă, te-ai rugat pentru el, ai mai ținut și o zi de post și Dumnezeu să răspătește. Să ajute Domnul ca gândurile acestea să vă implice, că știu că sunteți oameni care urmăriți profitul. Nu știu dacă există profit mai mare ca asta. Doamne ajută! În ziua de astăzi voi vorbi câteva principii, să sumarizez ceea ce a fost și apoi câteva gânduri practice pentru familiile creștine, Privitor la principiile de credință și de încăsătorie și în viața de familie, aș vrea să subliniez trei dintre ele fugitiv, pentru că prin ele am mai mers în sesiunile acestea, și apoi să vorbim câteva sfaturi practice ca aceste principii să poată fi împlinite. Toți cei care se căsătoresc se gândesc să împlinească principiile, dar apoi, când vine problema de provocări, nu mai pot face față și mulți dintre ei le abandonează. Primul principiu pe care îl subliniez și l-am am citit din Psalm 127, implică-l pe Domnul în viața ta în toate aspectele. Soțul și soția trebuie să-l implice pe Domnul și să mențină relația lor personală cu Domnul. Câteodată în familie stai și te gândești cam ce-ar merita celălalt și cântărești la, nu la gram, la miligram, ce-ar merita el. Și câteodată nu merită hrană caldă. Câteodată poate ar merita o săptămână de conserve. Câteodată ar merita să nu-i vorbești nimic. Câteodată ar trebui să-l tai de la porții, de la orice. Dar întrebarea nu se pune ce merită altul. Întrebarea nu se pune ce poți tu. Întrebarea se pune ce vrea Domnul. De aceea e important. Să dezvolți relația ta cu Domnul, să întrebi ce vrea El. Că degeaba tu muncești dacă Domnul nu zidește. Că degeaba tu păzești dacă Domnul nu păzește. Dacă relația ta cu Domnul nu este toată munca ta, vei constata la un moment dat că e degeaba. Vei constata că totul e nul. Pentru că nu l-ai implicat pe Domnul. De aceea, întrebarea importantă pentru soț, pentru soție este ce vrea Domnul în situația asta chiar conflictuală fiind, chiar situații care ne deranjează. Ce vrea Domnul în situația aceasta? De foarte multe ori văd că alergăm la oameni, de foarte multe ori mulți teologi liberali, permisivi, ne-a supărat soția, ne-a supăra... Ce zici, frate, să o las? Și ala spune, las-o, că doar nu rămâne eu singur. Las-o, eu am nevastă, eu stau liniștit. Tu poți să o lești, vezi, și vezi și faci tu. Și gesturi de genul acesta provoacă multă durere în poporul lui Dumnezeu. Și văd că anumiți oameni care au au primul legământ cu Domnul, l-au făcut pe al doilea, care este legământul căsătoriei. Și legământul căsătoriei trebuie să-l pui sub primul legământ. Adică, orice persoană din legământul al doilea se întreabă ce vrea Domnul în situația respectivă. Implică-l pe Domnul în tot ceea ce faci. Ca și familiști, ca și oameni creștini, Biblia ne cere ca orice facem să facem în numele Domnului. V-am vorbit despre actele intime care se fac în familie, care nu sunt o rușine, care nu sunt un păcat. Sunt efectiv un mod de a-l pe Dumnezeu că nu faci lucrurile acestea în afară, ci le faci cu cel cu care ai legământ și Dumnezeu privește cu plăcere la aspectul acesta, la bucuria aceasta care este în familie, în împlinire, în părtășia aceasta. Totodată, stimații mei. E foarte important să punem numele Domnului peste toate acțiunile noastre. Pentru că, să dau un exemplu, foarte multe din mașinile noastre la un moment dat se uzează în anumite domenii, au anumite situații. Vrem să le vindem. Un copil al lui Dumnezeu are posibilitatea să-i ascundă defectele și să ia un preț bun. Să-i ascundă defectele și să ia un preț bun. După ce au vândut mașina, respectivul, care e un prieten, poate tot un român pe care te gândești să-l chem cândva la evangelizare. vine și te anunță peste trei zile, băi, mașina nu mai pornește, băi, mi-ai vândut-o, nu mai pornește. Și credinciosul spune, asta e afacerea ta, asta e afacerea ta. Asta e problema ta, tu ai dat banii, eu te-am fentat, nici nu ți-am spus ce o trebuit, dar să știi că noi avem evangelizare deja. <laughs> N-ai pus numele Domnului. Am văzut în schimb oameni credincioși care au mașini cu defecte. S-au prezentat și cineva, vreau să o cumpăr, domnule, chiar îmi place. Îmi place culoarea. Bă, dar nu merge amurile, dar mie îmi place culoarea. Ai găsit pe clientul potrivit, numai culoarea îi place. Și tu îi poți vinde culoarea foarte scump dacă tot îi place. Dar pentru că tu ești credincios, vei să mă, băi, eu știu că ți îți place culoarea. De eu nu pot să o vând la prețul la care să vinde. Alternatorul nu merge, câteodată ai curent, câteodată n-ai curent. Uh, mai am defectul ăsta, mai am defectul asta. ăsta și la prețul asta nu poți să o dau așa, trebuie să o dau mai jos, pentru că așa e cinstit, eu sunt copil lui Dumnezeu. Omul ăla se uită la tine, se uită cumva așa la un om care nu știi, să câștigi bani, dar tu îi prezinți pentru că pui numele Domnului pe vânzare respectivă. Când te-ai dus la omul acela, când te-ai întâlnit cumva cu el în avion, că pleci spre România sau te-ai întâlnit cu el, poți să te pui liniștit lângă el, să-i spui din Evanghelie. De ce? pentru că ușa ai dat-o de perete prin gestul ăsta, pentru că ai făcut în numele Domnului Isus. Când rup cumpiri o rochie, pui numele Domnului? Când cumpiri o mașină, pui numele Domnului? Că sunt foarte multe lucruri de genul ăsta, la care noi cheltuim bani pe care nu i avem, să îi pe oameni la care nu le pasă. Doar atât, nu că punem numele Domnului. Doar dorim să moară dușmanii. Atâta tot. Ori, stimații mei, un copil credincios se întreabă nu ce doresc dușmanii sau prietenii sau cu ce aș putea eu să uimesc, nu. Doamne, ce dorești? Și când Dumnezeu îți spune, eu sunt mulțumit cum ești tu, pune numele meu peste tot ce faci, peste paharul de apă dată în numele Domnului, peste fapta pe care o faci, peste gestul pe care îl faci, peste călătoria pe care o faci, peste vânzarea pe care o faci, peste cumpărarea pe care o faci. Și știi ce e interesant? Că Dumnezeu ne va răsplăti să dai un pahar de apă să te răspătească, să cumpere o haină în numele Domnului cuvincioasă, modestă, Dumnezeu te răspătește. La toate gesturile astea, El pregătește răspătire. Slăvit să fie Domnul! Asta e primul aspect care ar trebui să-l ținem cont și cu cât îl implementezi mai mult, cu atâta ai să vezi mâna Domnului implicându-se în foarte multe lucruri la care nici nu te gândești pentru că pui numele Domnului, pentru că depinzi de El, Dumnezeu îți va da pâinea ca în somn, nu în somn, dar ca în somn. Vezi că vin lucrurile care -ți trebuie. Vezi că -ți vin lucrurile care -ți trebuie. Și numai atât, observ lucrurile acestea. De foarte multă vreme ne-am învățat să punem numele Domnului. Nu caut o mașină anumită. Nu caut o mașină anumită. Ci doar mă pun la dispoziția Domnului ca Dumnezeu să-mi trimită ce vrea El. Frații mei, să vă spun de mașini care efectiv vine cineva la mine și spune, frate Virgil, sunt din, din București. Te au scult pe internet. mi au pus Domnul pe inimă și o zis că să-ți dau o mașină în numele Domnului. Ei, frate, ți-a spus Domnul să-mi dai, dar lasă-mă să mă rog și eu. Doar nu neapărat trebuie să, să văd dacă pot pune numele Domnului pe tranzacția asta. Bineînțeles, dumnealui a plecat, după aceea împreună cu soția ne-am rugat și am transmis. Da, mi-a spus Domnul să ne dai mașina pe care ai gândit-o să o dai. Ne-a trimis o mașină, frații mei. Să vă spun, din România, e ca un tank, îi lipsă șturelele, șânelele. Mergi oriunde, face, îi pun numai benzină, motorină, pentru că i pus numele Domnului pe ea. I-am și transmis tu asta. Băi, ce mașină mi-ai dat? Aștept și eu să mai strici ceva, să mai tăți să asta, un serviciu, bucuria la mecanici. La mecanici. Dar, a, a, asta, băi frate, i-am pus numele Domnului. Când ai dat-o, ai primit-o numele Domnului, folosește-o în numele Domnului. Alții se străduiesc, stau, să vadă cum e tapiceria, cum e cutare, cum e cutare. Băi, pune numele Domnului și dă înainte. Doamne ajută! Păi toate puteți face la fel. Nu știți că Domnul știe de ce avem trebuință mai înainte ca să cerem noi. Și Domnul a pregătit pentru mine un Volkswagen Tiguan, de exemplu. De îi spun, Doamne, Tu știi că îmi trebuie Mercedes, nu așa? și de la ultimul tip. Băi, dar dacă nu mă dau cât costă filtrele și uleiul să-l schimbi la Mercedes, tu să foarte repede. Foarte repede, îi să Nu, eu de la vreau, Doamne. Și Domnul vine și spune, eu am pus numele Domnului peste altceva. Când depinzi de Domnul, când te pui la dispoziția Domnului, o să-ți meargă lucrurile bine, pentru că Dumnezeu îți va da pâinea ca în somn și îți mai rămâne. Slăvit să fie Domnul! Al doilea lucru, focalizați-vă dragostea pe cel pe care vi l-a dat Dumnezeu aproape. Se constată că după un anumit timp ne săturăm de complimente, ne săturăm de aprecieri, Efectiv, fiecare are treaba lui după momentul respectiv. Spunea un frate pe care îl cunosc, că zis că pescarea aruncă, aruncă momeală la pește să-i prinde, dar după și-o prins peștele și îngăleată, mai aruncă momeală. Ei, cam asta e ideea cu aprecierile. Drag, ești așa de scumpă, până ai prins-o. După ce ai prins-o, la ce să-i mai dai momeală? Că ai prins-o. Ei, din punctul ăsta de vedere, nu ține cu momeala. Trebuiești în continuare dăruit aprecierii, complimente, pentru că dacă nu ești atent, te focalizezi pe altcineva. Dintr-o dată contabila devine o persoană deosebită, dintr-o dată polițista de la rutieră știi să-i spui, la nevastă nu-i spui că arată bine, la soție nu-i spui ce bine-ți stă, la soție nu-i spui, nu spui mi-e dor să te văd, dar te oprește o polițistă de la rutieră, dar ce bine arătați, doamne, domnișoară, dar ce bine vă stă chipiu, dar ce corect, dintr-o dată, te... ai ești un izvor de complimente, da? De la nevasta ta, de ce nu mai ești un izvor de complimente? Că erai cândva, nu-i așa? Cum de acum nu mai ești? Psihologia de a scoperit că de la, după vârsta de 40 de ani apare o criză care se numită în termenii ăștia criza maturității. Când atât bărbații cât și femeile, sunt copleșiți câteodată de criza aceasta a maturității. Ce spune ea? Criza maturității presupune că deja ți-ai rezolvat câteva probleme. O trecut vremea aceea tinereții când doreai să ai și nu aveai, când doreai să mergi și nu puteai merge. Dar acum cât de cât copiii sunt destul de mărișori, acum cât de cât fiecare și are parcursul lui și dintr-o dată cei care au dus greu până la momentul ăla, Dintr-o dată, încep să se departeze unul de celălalt. Și foarte interesant, mai ales în lumea laică, se constată că bărbați și femei care s-au ajuns, sunt o poziție bună, își părăsesc soțul și soția și se încurcă cu secretara cu 20 de ani mai tânără, se încurcă cu colegul de serviciu și apoi vine reporterul și spune, domnule, dar dumneavoastră ești totuși o personalitate, ești primar, ești senator, ești director de firmă, ești cineva. Ai dus viața grea cu soția dumneavoastră, n avea ce mânca la început. Dar în început, ați mâncat dintr-o felie de pâine, dintr un nou, ați crescut, ați crescut copiii, v-a fost greu, v-a fost dificil. Pun, cum de acum lași pe soția ta, pe soțul tău, cu care ai dus greu și dintr-o dată? Ce să spui el? El vine și spune teorie, mamă îndrăgostei, domne. Și doar îți dai seama că în fața dragostei nu te pui. Și reporterul și el spune, da, într-adevăr, Asta cum se cheamă dragoste, e un fel de tren de mare viteză. Te-o prins, nu mai ai cum să scăp de acolo. Salut, te-o prins. Asta e ideea pe care o să o vedeți dumneavoastră în lumea aceasta. Singura scuză nu e că el o umbla după așa ceva. O venit dragostea peste el, s-o îndrăgostit. Pe cum se poate așa ceva? Simplu. Câtă vreme nu te focalizezi pe soțul tău, pe soția ta, să nu te miri că îți umblă ochii în altă parte. Tu ai putere, tu vrei să-ți demonstrezi că poți iubi, Aici este și o problemă de familie, că la un moment dat ne obișnuim cu celălalt de lângă noi. Vă amintiți că Sara s-a obișnuit cu, cu Avram. S-a obișnuit și vine domnul și îi spune, știi, la anul ăsta, pe vremea asta, o să ai un copil de parte, bărbătești. Sara spunea, da ce, domnul meu, mai are el pofte, Avram, are el pofte, mai poate el să facă treburi din astea și spui tu, doamne, nu, 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 nu prea văd eu lucrarea asta în plinire. E bine, Sara a murit și Avram s-a recăsătorit și o mai avut copii după aceea, dar după Sara nu mai era capabil din nimic. Ei, din punctul ăsta de vedere, vreau să vă spun, foarte multe soții trăiesc cu mentalitatea asta. Domnul meu nu prea așa. Domnul meu și Domnul câteodată, câteodată, mă refer la mediul laic, pot să vă spun și de mediul creștin, Domnul îi poate arăta la Doamna lui că mai se poate. Și apar niște situații. V-aș ruga tare mult. Focalizați dragostea. Efectiv, nu dați posibilitate. Știți să faceți complimente făceților. Lăsați contabilii, polițistele, colegele, lăsați-le toate stima, tot respectul, toate cuvintele frumoase, dați-le soției și soțului vostru. Și dacă mai rămâne ceva, mai spuneți, frate, păstor, domnul bine binecuvinteze. Dar rest, focalizați tot acolo. Nu se supără nimeni că dumneavoastră nu aveți cuvinte în exces. Focalizați, puneți accentul pe familia voastră. Trimiteți-vă mesaje. Și dacă aveți 30 și ceva de ani de căsătorie, trimite -vă. abia aștept să te văd abia aștept. Te cunoști din priviri. Ori câtă vreme focalizezi lucrul ăsta acolo. Este extraordinar, frații mei. Trește o viață pe care nu o poate explica, v-am spus nimeni din lume care e recăsătorit, divorțat, recăsătorit, chiar nu știe ce e aia. El știe doar ce înseamnă relațiile firește, atât tot. Dar ce înseamnă unitate, ce înseamnă frumusețe cu o singură persoană cu care avansezi pe măsură ce trece în și în intimitate, nu poate explica. Însă noi putem, dacă rămânem focalizând pe domeniul respectiv. Și ultimul aspect pe care vreau să vi-l subliniez pe lângă dezvoltarea relației cu Dumnezeu, continuați să slujiți Domnului, căutați-vă un loc în biserică unde să slujiți. În mod special vă rog frumos, identificați-vă darul pe care vi l-a dat Domnul. Eu aici vorbesc cu unor familii creștine. Familiile creștine care sunt chemate la pocăință, Dumnezeu le dă un dar. Identificați-l. Nu știți să-l identificați? Cereți ajutorul celor care slujesc în biserică. Frate, la ce schemat eu? Eu nu mă, nu mă regăsesc. Te vă rog frumos, descoperiți-mi dumneavoastră darul la care pot fi util bisericii. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic, de exemplu 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, care spune în felul următor. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și dacă epistola aceasta era scrisă ordinaților din Biserica de atunci, spuneai, domne, da, ordinații au câte un dar. Dacă era scrisă Comitetului Bisericii, da, Comitetul ar trebui să aibă un dar. Atenție, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 1, spune Scriptura așa. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca ar străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Deci câte toți credincioși? La toți credincioși li se spune că după harul pe care l-au primit de la Dumnezeu, ei au primit un anumit dar când au venit în biserică. Ei au voie să slujească cu darul ăla. Identifică darul pe care l-ai primit. Și cu ăla slujește Domnului. Ești chemat la lucrul acesta să slujești Domnului. Pentru că lipsa de slujire duce la alte lucruri. N-am văzut că Duhul Sfânt are darul de a comenta. N-am văzut că Duhul Sfânt are darul de a defăima. Îl stă eu pe el, noi bun. N-am văzut că Duhul Sfânt inspiră pe cineva de a disprețui pe alți frați din biserică, lipsa de treabă, de lucrare, de activitate, ne îndeamnă spre zona aceea, spre zona aceea gri, așa, în care foarte mulți dintre noi comentăm, muzical, literar, la nivel de slujire, ne dăm cu părerea, dar nu facem nimic. Ne trimite în zona respectivă. Bineînțeles că fiecare din ăștia visează și la o cunună. Bineînțeles că fiecare din ăștia visează și la o răsplată. Ei sunt doar consumatori. Ei când vin în biserică nu vin cu nimic să ofere bisericii. Efectiv, vor și un scaun să stea jos. Și dacă nu-i oferi un scaun unde zice el, sunt în multe comunități, domnule, aici mă tragi curentul, dincolo mă tragi curentul, aici bate prea tare clima, dincolo bate prea înșet, au tot felul de preferințe. Dar între întreb, măi, tu totuși, bun, te trage curentul, nu te trage, regdăm astea după tine. Acum, suntem aici sute, dar te reglăm, reglăm totul după tine. Dar tu pe la toată urma ce faci în afara faptului că uziezi un scaun aici? Ce, ce, mai faci? Cu ce să folosești biserica asta care reglează clima după tine, căldura după tine, totul după tine? Cu ce se folosește? În afara faptului că vine vipul, personalitatea, tu, vii. Cu ce să folosești? Păi cu nimic. Nu mă mofturi, nu mă pretenții. Stimați mei familiști, Căutați-vă locul în biserică și fiți utili bisericii, chiar dacă stați în picioare. Fiți utili bisericii. Puneți umărul acolo. Există mulți familii și mai ales tineri din ăștia. Vin într-o biserică dacă cineva nu îi apreciază, nu îi vede, nu îi cutare, se mută în alta. Până găsește o biserică eretică, care se bucură că acolo, dar au planurile lor. V-aș ruga tare mult Căutați să vă implicați în lucrare, pentru că lipsa lucrării te va îndepărta de biserică și de Harul Domnului. David a fost om după inima lui Dumnezeu. Într-o zi s-a gândit David, vă vorbeam de darul fiecăruia, s-a gândit David și a spus, eu locuiesc într-un palat și Domnul meu, Dumnezeul meu locuiește într-un într, -un, într -un cort, vreau să-i fac o casă meritoasă pentru el. Și Dumnezeu îi spune, oprește David, pe tine te-am chemat să porți războaiele Domnului. Scrie el într-un psalm, Domnul mi-a depris degetele la luptă. Eu sunt chemat la luptă. Tu nu ești chemat să construiești casa Domnului. Vine după tine un împărat al păcii. ăla am ban construit. Tu strângi materialul, doar atâta. Strângi materialul. Dar tu poartă războaiele Domnului. Asta e treaba ta. Să porți războaiele mele. Nu te amesteca la constructor, nici la proiectanți. Tu poartă războaiele Domnului. Normal David trebuia să spună, Doamne, eu compun psalm, Doamne, Tu mai ai folosit pe mine, eu sunt împăratul lui Israel, Doamne, eu mai... Nu, 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 stai la locul tău, indiferent cine ești tu, stai la locul tău. Într-o zi, David, în loc să fie în fruntea oștirii unde era chemarea lui, a stat acasă. După ce a dormit bine de amiază, după ce s-a odihnit bine, o ieșit pe acoperișul palatului său. Scriptura ne spune că și seba și ea, bărbat suplecat pe front, se scălda aproape de zidurile. Că Scriptura nu îi spune că David folosea binoclu, că nu era binoclu pe timpul ăla. Biblia spune că era o femeie foarte frumoasă la chip. Păi da, fi la un kilometru, îți poți da seama că e frumoasă la chip? Nu, pe acolo, pe în zonă era. David a văzut-o și flăcăul de David, care nu știe cineva asta, o căzut în capcană. Nu, el era căsătorit, avea mai multe soții, pe ales avea. Totuși, apele furate sunt întotdeauna mai dulci. Și a căzut. Niciodată viața lui David n-a mai fost la fel. Întrebarea care se pune, mai avem episodul ăsta dacă David era în fruntea oștirii? Stătea în corturi împreună cu Urie Hetitul și luptau pentru ca Dumnezeu să dea biruință? Niciodată n-am fi avut episodul acesta dureros. Dar David și-a luat o mică pauză. A zis merit un mic concediu, care bineînțeles s-a complicat. Dar David a căzut și încă o dată vă repet, viața lui și nu numai lui, a familiei lui, n-a mai fost niciodată ce putea fi. V-aș ruga tare mult, stimați familiști, căutați să slujiți Domnului. Mai degrabă veniți obosiți de la adunare decât să fiți prea odihniți. Decât să fiți prea odihniți. Dați-mi voi acum să vă rețin atenția cu câteva sfaturi practice ca aceste principii să poată fi îndeplinite. Primul sfat practic pe care vreau să vi-l spun, aveți grijă ce scoteți din inimă. Sfânta Scriptură spune în Proverbe, capitolul 4, cu versetul 23, în felul următor, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ai grijă ce-ți din inimă, ai grijă ce-ți din interior. Cu alte cuvinte, pune filtre la ceea ce iesă. Foarte mulți oameni spun, domnule, nu știu cum am scăpat eu cuvântul ăsta nepotrivit, nu știu cum de-am spus eu vorba asta, din prisosul inimii vorbește gura. Se spune din multe ori, băi, are o inimă bună, la gură îi spurcat, dar la inimă are o inimă foarte bună, nu, nu, nu potrivește nu potrivește. Gura totdeauna vorbește din lucrurile strânse acolo. Unii dintre ele adunate în trip de răstriște și situațiile tensionate, situațiile dificile scot din străfundul inimii lucruri pe care le-ai ținut acolo doar așa ca să le scoți atunci. Și atunci apar la creștire anumite forme de înjurături botezate, atunci apar la creștire anumite lucruri care, cuvinte nepotrivite, jignitoare, de ce? Că scoasă la moment de tensiune, scoase din zonele respective. Bun, ca să nu poți scoate, trebuie să ai grijă și să intri acolo, să pui filtrul și la intrare. Pentru că se găsesc o grămadă de oameni care se te informeze cu anumite lucruri. Eu mi-am mi -am pus filtrul și am observat că merge lucrul ăsta. vă spun sincer că merge și constat că și Domnul mă ajută. Hai să vă dau un exemplu la un moment dat. Uh, vine cineva la mine și îmi spune, frate Virgil, vreau să vă spun de ceva ce se întâmplă în biseria noastră din cu tare loc. Bă, fiindcă cu el pe mașină sau pe avion, nu vă pot da jos la prima stație, decât când oprește. Ca atare nu pot să mă fac, mă uit pe geam, dar el tot vrea să-mi povestească din biserica lui. Povesti din biserică spune de George, din biserica lui. Ăla e un om fațarnic, domnule. Un om care, el are ceva cu George ăsta. Și începe a povesti din George, îmi scoate un sertar din mintea mea, că noi pe și pe sertare, îmi scoate un sertar și despre George, pe care eu nu știu nici cum arată, îmi pune, e fațarnic, e cu două fețe, vrea un comitet, îi efectiv e un mofturos, îi efectiv cu tare, cu tare, îmi pune în sertarul ăla o grămadă de lucruri. Bine, după ce pune el în sertar, la un moment dat îl doare și fălțile și gura că tot pus acolo, închide sertarul, îl lasă acolo. Mă dau jos unde mă dau, mă duc unii schemați, la un moment dat vine un frate zâmbitor la mine, mă îmbrățișează dintr-o altă comunitate, nu sunt unde eram acolo. Că și atunci când ajunge acolo, sertarul ăla stă pe deschis, așa, vor fi joarzi la pe aici, pe undeva. De ce? Pentru că e pusă informația acolo. La un moment dat vine un frate și mă îmbrățișează și mă așa, domn frate, eu te ascult pe internet, e cu tare, așa, mi-era drag să te aud pe tine, dar și ești metale. Sunt George din cutare, pac s-o de dosarul. Dintr-o dată zâmbetul lui nu mai este și el ce era. Înăuntru meu mă gândesc, fața arnicule. Deja eu îl analizez pe omul ăsta sincer, prin informațiile pe care cineva mi le-a dat pe avion și n-am putut scobor câte din, din chestii de astea se întâmplă. Trece timpul, știți cât durează să-ți dai seama că George e un băiat bun, e un credincios bun, e un om al lui Dumnezeu, dar pe care cineva l-a negrit. Și n-am avut ce face. M-am rugat de atunci încoace, Doamne, vreau să am un filtru. Și începe să-mi povestească pe avion. Frate, vezi cu tare filtrul, eu mă gândesc așa, împărăția Domnului trebuie să vie. De povestește în continuare. Eu îmi pun filtrul ăla acolo, n-am nicio treabă cu informația lui. Știți că uit câteodată, frate, mă ții minte pe mine? Nu te țin minte. Îmi pun filtrul ăla așa și văd că Dumnezeu mă și ajută. Știți că din lucruri de astea vă strică relațiile cu frații dumneavoastră? Pentru că îți găsesc tot felul de oameni să pun acolo. Eu obișnuiesc să spun, în Uniunea Europeană și în România momentan, plasticul îl pui la plastic, gunoiul menajer îl pui la gunoi menajer, hârtia o pui la hârtie și așa mai departe. În biserică sunt două feluri de vase, vase de cinste, în care se pune mierea cuvântului Dumnezeu și a lucrurilor frumoase și există și coșuri de gunoi. Unii îți deschide capacul și nu trebuie să-l pui pe la cântare, și mă nervează și alalt, și cu tare, și cu tare, și când se face o adunare generală de deci când deschide capacul la coșul de gunoi, toată lumea cu mască e pe figură, că deja miroasă în zonă. Stimații mei, ce scrie pe vasul tău? Pentru că dacă pe vasul tău scrie miere, vei vedea oameni după ce se termină o slujbă, frate, ce frumos ne-a vorbit Domnul. Domnul ne iubește. Ai văzut cum descopere Domnul, cum vorbește, avem nevoie de pocăință, avem nevoie de har, avem nevoie de îndurare. Da, măi frate, și mie mi-a descoperit Domnul, a fost la o rugăciune, mi-a că Domnul va crește biserica, vor veni oameni la mântuire, ne va maturiza, Domnul va face, oamenii se încurajează, se bucură, cântă cu altă inimă, se roagă cu altă inimă. De ce? Pentru că primesc cuvântul. La un moment dat, dacă te prietenești cu oameni de genul ăsta și nu-i oprești când trebuie, vezi că ei este nervos din adunare. Nu pot, nu-ți duc la păstor să vorbească, pentru că nu, nu, nu are efect. Nu, nu, dar te caută pe tine. Hai, stai, 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 că pe tine scrie coș de gunoi, ei mai lăsat să pui gunoi în tine acolo. Stai puțin așa, ridic capacul și spune, ce trebuie să fie așa? Doar trebuia să fie așa, cu tare, și așa mai departe, și așa, poc, le în tine. Ar trebui să te oprești să spui, băi frate, stai puțin, dar mă confunz? Dar eu ce scoșul de metal de gunoi? Ai de spus ceva, spune Domnului, că a Domnului biserica. Te-ai rugat? Hai să facem o rugăciune. Sau dă ideea grozavă, uite care e situația, și eu mă jerfez data asta, asta. merge rău adunarea asta, da, merge rău. Hai să ținem amândoi o zi de post, Tu în dimineață, noi intrăm într-o zi de post. să vezi cum te lasă cu capacul deschis și o întins-o de <gângâ> El comentează, dar de post, nu, nu, nu poți să pentru biserică, Sunt pentru ăștia? Nu, nu, pentru tine, pentru familia ta. Uită-te la ce ți să din inimă, fratele meu. Pentru că dacă vei strânge comorile vieții, Vei vedea că Hristos își jedește biserica, chiar dacă unii pleacă și alții vin, pentru că sunt oameni care trebuie să capete anumite experiențe, care nu se dau aici. Trebuie să ajung undeva să le dea cineva în frunte. Și aici sunt prea mulți oameni cu bun simț ca să-i dea în frunte, spui, băi, nu-i bine așa. Și se duce la specialiști, ei au tot ce le trebuiește. Și când vine înapoi, vine smerit, spune, frate, am mai învățat o lecție. Foarte bine că noi nu ți -o putem preda asta. nu în domeniul nostru chestia asta. Ei, dar te duci în altă parte. Nu îi opriți voi să se ducă. Ei trebuie să înveți o lecție și plătești pentru lecția aia. Toate, toate, cum spunea fratele, cunoștința este putere. Dacă vrei să înveți ceva serios, te duci la o școală și plătești. Ei și în pocăință sunt lucruri pe care trebuie să le înveți. Multi dintre ele le înveți din mers, pentru că te ajută Duhul Sfânt. Dar dacă chiar vrei să plătești, există și școli unde plătești. Plătești cu o câteodată și când vii înapoi, vii cu lecția învățată. Ai plătit reputație, ai plătit rușine câteodată, dar vii înapoi și spui, ai învățat lecția. Puteți să vă duci și stați din adunare, dar eu rămân. Asta a fost la școală serioasă, domnule. pentru că învăța lucrurile astea. Stimați mei, vreți sau nu vreți, astea le văd. Le văd mea. Zic, da, am auzit. Și ce părere ai? Zic că am o părere că e mama mea. Cum am părere și că mama ta mi-a zis mie niște cuvinte, dai mama ta. Bun, și ce facem? Zic, o simplă întrebare. Tu poți să o schimbi pe mama mea? Nu, am încercat, dar nu, nu, nu. Bun, eu pot să o schimbi pe mama ta? Nu. Nici nu am încercat, dar nu, nu există. Bun, pe ei, oricât am încercat, nu schimbăm, așa -i? așa Dar noi ne putem schimba? Da. Hai să o facem. Și de atunci a rezolvat problema. spați mei, Veți avea oameni în prejurul dumneavoastră care veți încerca să-i schimbați, să, schimba, să învățați să anumite lucruri. N-ai cu cine. Dar atitudinea ta se poate schimba. Atitudinea ta vis-a-vis -vis de el. Chiar dacă atitudinea asta înseamnă o distanță regulamentară. Chiar dacă atitudinea înseamnă să discuți numai lucruri care trebuie discut, care se pot cu el. Nu te bagi în alte probleme. Atitudinea ta se poate. E singurul domeniu pe care poți să-l schimbi în domeniul acesta. Ori când ești atent la inimă, ca să nu fii tulburat, Fii foarte atent ce iesă, fii foarte atent, gândește-te la aspectele acestea. Al doilea sfat practic pe care vreau să vi-l dau, stimații mei, este nu vă amesticați în treburile altora. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15 în felul următor. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Din cauza cunoștințelor abundente pe care le avem, din cauza democrației, când ni s-a spus că noi avem valoare, noi, dintr-o dată suntem buni la orice. Suntem buni să știm ce ar trebui să facă domnul Iohannis privitor la războiul din Ucraina. Bineînțeles că noi nu informează serviciul de informații care sunt de desupurile, care sunt uh, negocierile negocieri de ce decid alții, o să dea ei. Nu o să dăm socoteală de ce face păstorul cu biserica, o să dea el. Dar în dreptul casei mele și în dreptul meu voi da eu socoteală. M-am pus în rânduial în domeniul respectiv? Pentru că de el voi da eu socoteală. Faptul că eu mă amestec în dreptul altora, pentru că mă cred capabil și mă trezesc vorbind degeaba, și apoi mă mai și întreabă cineva și un har să te întrebe, că există momentul pocăinței. Am întâlnit frați care pe baza faptului că au anumite lucrări, pe baza faptului că Dumnezeu le descopere câte ceva, cred că se pot băga în orice. Și la un moment dat, azi, când un frate e slujitor bun, cu un dar bun, o, auzite o vorbă cu un patron nu și-o plătit angajață din diverse motive, nu și-a plătit angajat. Și a spus, măi, asta vrea să dea exemplu, dar el nu și-a plătit angajat, nu cu tare, a luat cel informații de undeva și ca rob al Domnului ar fi trebuit să aibă filtru la lucrul ăsta, dar nu a avut filtru din nefericire și în momentul respectiv a început să disemeneze, să spună împrejur cam ce știa el să fie mai... Adică informat, el e informat. Bine, auzi, auzit patronul ăla. Patronul nu -a, nu a discutat prea mult, toți sunt din codicea bisericii, aș vrea să ne adunăm puțin, să discutăm o mică problemă, eu sunt om, am auzit că sunt anumite, și să vină și fratele cu tare, ăla cu darul, să vină și el aici. O, nu vine și el? Frate, care situație? Frate, am auzit că eu nu mi-am plătit angajația. Poate au fi fost ceva întârzieri cândva, nu știu, la serviciul de contabilitate, am vorbit, am discutat, dar nu, nu există așa ceva. Totuși am auzit în biserică, câteodată pe mine m-am mai folosit să îndemn la rugăciune, încerc și eu să mă prezint. Când mă numiți în mes, nu pot dormi câte o noapte întreagă, efectiv nu pot mânca, pentru că îmi dau seama ce e aici. Și la servici la fel, încerc să fiu cât mai așa. Dar într-o dată au că fratele, au început să scoată și am mărturii, că eu nu-mi plătesc angajații și așa mai departe, m-am gândit, voi poate o uitat la contabilitate să plătească, poate o rămas cineva să-mi spună vreun caz care îl știe, poate cine știe cum, că eu vreau chiar să mă îndrept, să fiu pocăit. Când mă ridic la ambon, să nu-mi reproșeze nimeni nimic, nu așa să vorbească. Frații s a uitat, le, frate, știi ceva? am auzit și eu că așa, că se vorbea, să vorbea, băi frate, dar pe la toată urma se vorbea, se vorbea, dar de un caz, băi, omul mă așteaptă, sunt drepti situația, să cu tare, nu știu ce pe acolo, o cotit, o învârtit, o sucit -o și a da seama că e, e prins în offside. și a dat seama omul așa, la un moment dat omul de afaceri, băi frate, poate nu, na, bun, dar știu că fratele are descoperiri, Poate au avut vreo descoperire ceva, când am plătit angajul, Nu, n-am avut, nu, nu, chiar aici nu. Bun, și atunci cum de permis, dumneavoastră, să vorbești din mine asemenea lucru care li strică cujitul la frați față de slujirea mea? Cum am greșit, am greșit, domnule, mă ridic, mă pocăiesc în șer iertare, cum vrei. Dar unde nu? De ce li strici cujitul Mai frate, mai frumos, mai iert, cum cu tani, nu știu ce. Bun, s-a încheiat treaba acolo, ieșit afară prietenul lui. care -i treaba? Mă prigonește din cauza adevărului, meu, din cauza Evangheliei, mă prigonește pe mine. Nu, frații mei, nu-i prigonirii te-ai în treburile altuia. Dar ce te trebuie să tine acolo? Numai că ești proroc? Numai că predici Evanghelia? Poți să te amesteci tu oriunde? Poți să dai cu părerea despre oricine? Domnul să ne dea lumină. Ne spune Sfânta Scriptură despre gândirea asta. În Vechiul Testament, în 2 Împărați, capitolul 23, cu versetul 24, ascultați ce spune cuvântul Domnului și apoi 25. Mai mult Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate uriciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în carte pe care o găsise profetul Hilchia în casa Domnului. Înainte de Iosia n-a fost niciun părat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, în tocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Om pocăit, om credincios, și bine era dacă rămâne aici. Dar spune Scriptura că în timpul lui Iosa, băiatul ăsta, împăratul ăsta pocăit și credincios, care a făcut reformă în Israel, care n-a mai fost niciunul ca el înainte și niciunul după el după, spune Biblia în versetul 29 în felul următor. Pe vremea sa, faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Atenție, era vorba de două împărății mari. Împărăția Egiptului condusă de faraon, și împăratul Asiriei care conducea Asiria, Imperiul Asirian. N-avea nicio treabă cu Israel. N-avea nicio treabă, că dacă venea potriva lui Israel, era normal ca Iosia să se apere. Dar n-avea nicio treabă. Se luptau două împărății sub privirile lui Iosia. Dar Iosia, din ce era, dar ce, eu cred că nu mă pricep la război? Nu pot să mă bag și eu în direcția asta? Spune Scriptura, versetul care dumneavoastră știți. Împăratul Iosia i-a ieșit înainte. Spune Scriptura, și Faraon l l-a omorât la Megiddo, cum la? Dar era păcăie, Doamne! Dar cine l-a pus să amestece? Cine l-a pus să bage în domeniul respectiv? L-am chemat la așa ceva? Bineînțeles că așteptăm un minim de protecție din partea Domnului. Uite că nu a făcut-o Domnul. Ca să ne arate că dacă Dumnezeu te-a chemat într-un domeniu, vezi-ți de pătrăței ca ta, să fii credincios, găsit credincios în lucru încredințat, ție. Nu dai socoteală tu de altul. De aceea nu te amesteca în problemele, în slujbele, în lucrarea altuia. Dacă o ai anumită lucrare, fii disponibil să dai socoteală de ea. Dar eu nu dau socoteală de ce face fratele Dan, de ce face fratele Martin, de... nu dau. Dacă observ ceva și pot să-mi permit să-l spun din poziția mea ce am văzut eu, spun o anumită idee, dar e de competența lor dacă aplică sau dacă o aruncă la coșul de gunoi, fără nicio problemă. De ce? Că a fost doar o idee pe care eu am dat-o. Ori nu e de competența mea să mă amestec în așa ceva. Câtă viață liniștită câștigați în domeniul ăsta. Și mai există un aspect la a te amesteca în treburile altora privitor la familiari. Și anume, nu te amesteca în problemele altor familii. Nu ești chemat tu să evaluezi starea spirituală și firească, nivelul de iubire de acolo. Nu ești tu chemat la lucrul acesta. Cu alte cuvinte, există în rutieră, există un amendament foarte clar care spune păstrează distanța de siguranță între autovehicule. Accidentele apar tocmai din cauza distanței care nu-i de siguranță. Fie că plouă afară, fie că nu plouă, fie că ești atent, fie că nu ești atent, la un moment dat nu mai ai timp să frânezi. Și a apărut accidentul. După ce a apărut accidentul, constați că era bine să fii puțin în distanță. Dar e cam târziu or. În foarte multe familii creștine apar accidente de genul ăsta pentru că nu se păstrează distanța. Am găsit ceva care să, care să justifice din Biblie, spune proverbe, capitolul 25, versetul 16, spune foarte frumos, calcă rar în casa, versetul 17, dacă ești amabil, calcă rar în casa aproape lui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Adică nu stătă ziua pe capul lui. Suntem frați și surori în Domnul. Ne unim împreună pentru rugăciune, dar plecăm și acasă. Ne munim împreună pentru studiul Bibliei, Dar după ce am terminat studiul Bibliei, am plecat acasă. Ce cauți tu în vizite la familia cealaltă când soțul nu e acasă? Ce cauți tu să duci flori, parfum? Nu cumva cauți accidente? Foarte multe probleme le avem în comunitățile noastre pornite de la lucrurile acestea. Pe care trebuie să le gestionăm, să mai reparăm, ce să mai poate repara. Sunt și copii prinși la mijloc. Dar nu ți-ai putut vedea tu de treaba ta? Nu, nu și-o putut vedea. O căutat accidentul cu lumânarea. Ori observ în zilele noastre de azi. Făți anumite reguli foarte clare. Eu știu că sunteți prieteni cu unii, v-ați dezvoltat prietenii, v-ați ajutat. N-ai ce căuta acasă la cineva dacă soțul sau soția nu e acasă. Stabiliți dinainte vizitele pe care le faceți. Chestii de astea, la plesneal, așa eram pe aici prin zonă, am venit la tine să vedem, dar și nu-i nu nimeni acasă, nu-i cu tare. Cele mai mari scandaluri care apar, apar între prietenii din familie. Că toți ceilalți care sunt la distanța regulamentară intră în casă și îi duce în living. În living totdeauna e curat. Și chiar dacă trebuie să faci puțină curățenie, e rapid, ai terminat. Da, în bucătărie s-ar putea să nu fie vasele spălate, în dormitor s putea să mai fie vreo șosetă rămasă, pe, o lăsat un copil pe acolo. Prietenii de familie știu exact unde sunt mordare, murdare. Știu exact pe unii nu-i dat cu vopsea. Știu exact anumite lucruri acolo. Ei, când apare un conflict între familii, dacă distanța a fost regulamentară, Poți să spui, băi, ce să spun eu, nici, nu i prea știu prea multe de, de, familia asta. Mă punea în living, când dădeam un ceai, mai discutam câteva lucruri și atât tot. Ei, el altul care știa ce și supat, care a fost de casă, care știa mănunte, ca să aibă drept, el îi scoate la eveală. Și ce traume și ce dureri apar acolo, frații mei, pe care nu pot să le gestioneze ei, vin tot la noi. Și la noi îi întrebăm, dar cum de, cum au de ajuns la informațiile? Nu am fost prieteni de familie. Dacă ar trebui neapărat? v aș ruga tare mult. Nu călca des în casa aproape. Nu te abesteca în problemele lor. Dacă poți să ajuți cu o zi de post și cu o rugăciune, fă-o de la distanță, Doamne ajută. Dacă te invită la ei, mergi la ei, dar nu uita să pleci de acolo. fă de câteva ori că vrei să pleci. Dacă ei insistă, mai zai. Dar dacă nu, după ce ai spus că vrem să plecăm și ei nu te opresc, chiar pleacă de acolo. De ce? Pentru că sunt anumite lucruri care trebuie să lăsate așa. Nu se rezolvă problemele dintr-o dată că ai venit tu. Sunt lucruri care trebuie câteodată ca și slujitor. De exemplu, ajung în anumite situații cu colegii mei când auzim că un soț și o soție nu prea se împacă, se amenință unul cu celălalt cu despărțirea. Când noi mergem să discutăm cu ei, vrem în seara aceea să rezolvăm problema. Că de asta am plecat. Stăm până la două dimineața să rezolvăm problema. Noi venim acasă întristați că ei nu vor să se împace, ei rămân amândoi și râd din noi. Ăștia au crezut că se rezolvă să asta, da, de unde? Și noi nu știm, ni, foim pe o parte și pe alta, băi, de ce nu se împacă oamenii ăștia, de ce nu? Pentru că te duci și faci lucrarea aceea cât poți mai bine și câteodată era gata să mă îmbolnăvești și o trimit Dumnezeu, o trimit un vas al lui și mi-a spus, nu te pune sub povară altoia. Ei își fac anumite greutăți pentru ei și vor să o lase pe alții. Nu te pune tu ai treburile tale. M-am dus, am vrut să pun numărul. Dacă tu faci și mișto de mine și râs de mine, că n-am avut și face să mă duc să te împac pe tine, să te ajut pe tine, păi eu mai sunt oameni scumpi care trebuie să-i ajut, nu trebuie să stau acolo. Că este o vreme a coacerii, când omul ăla stă acolo, când fierbi în suc propriu și într-o zi vine și spune, băi frate, chiar că ne-am bătut joc, dar acum nu ne mai ajută nimeni. Mă, ne puteți ajuta? Da, în condițiile astea. Și sunt condiții foarte clare. Noi avem frați și surori. Nu ținem neapărat să strămtătuzoa în casa voastră. De aia păstrează distanța regulamentară. Asta am vorbit din punctul de vedere al celor apropiați. Ne doare când există anumite tensiuni. Dar și acele tensiuni trebuie să fie rezolvate cu delicatețe și la timpul potrivit. Se spune că atunci când un om se neacă, n-ai voie să ai după el. Chiar dacă ești profesionist, l-am notat. Pentru că în momentul când se neacă și tu ai sărit acolo, poți fi olimpic la not. El s-a prins de tine și de mâinile tale și în loc să avem un necat, avem doi. Trebuie să-l lași aproape să se extenueze, să nu mai aibă nicio putere sau dacă ești bun așa, să-i tragi un pumn în cap să-l amețești. Da, este lucru clar. clare. Că v-am spus, el te prinde, pentru că nu, e ultima speranță, tu ești. Și te prinde așa, te strângi ca într-o mengere, ca un muribun, tu nu mai poți înnota și constați, trebuia să mai aștept puțin pe mal, da? Nu a fost cazul, că acum te-ai cufuns. Ai terminat-o. Ori din punctul ăsta de vedere, sunt anumite situații când oamenii ajung într-o problemă. Noi imediat sărim după ei acolo, ei se agațe de orice pot, anunc în dreapta și în stânga. Mai când o să vreți ajutați, noi suntem aici. Ne spuneți numai. Dar noi nu venim cu bocanci în sufletul vostru în continuu. Și atunci oamenii își vor da seama, măi, chiar ne scufundăm, chiar ne ajutați-ne și când vii, îi spui, uite, ăsta e ajutorul, ăsta e ajutorul și ăsta e. Și noi vom monitoriza lucrul ăsta dacă tot ne-ați chemat, pentru că vrem să verificăm, nu acoperim rana în chip Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al treilea sfat, primul era, ai grijă la inima ta, al doilea, nu te amesteca în treburile altora și ultimul, nu vă întindeți mai mult decât îi plapuma. Asta e o vorbă românească foarte înțeleaptă, care spune că atunci când ai o plapumă, să stai sub ea, mai ales dacă e frig afară. Dacă cumva plapul mai micuță și tu scoți picioarele afară, s-a putea să ai probleme cu circulația sângelui la partea picioarelor, pentru că răcesc picioarele. De aceea e foarte important să aveți grijă la posesiunile pe care le aveți. Spune Sfânta Scriptură, într-un pasaj bispită, în lați și multe, este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Dorința de a avea ceea ce Dumnezeu nu vrea să-ți dea. Nu toți pot fi directori de firmă, nu toți pot fi șoferi, profesioniști, nu toți pot fi păstori, nu toți pot fi aviatori. Nu toți pot fi faianțori. Sunt lucruri la care ești chemat și sunt lucruri la care nu ești chemat. Ei, din punctul de vedere a banilor, dar de ce nu mă acum NATO și își deschide firmă? Dar de ce nu mă cu tare să deie mare cu jeep -ul? Dar de ce? Noi nu putem? Ba da, puteți. Băncile chiar vă oferă. Numai că după ce ați luat banii, trebuie să-i dați și înapoi. Și în momentul ăla se constată că nu puteți că în perioada vieții tale, fără ca tu să știi, apar niște lucruri. Ori lipsa locului de muncă, ori un năcaz în familie, dar banii trebuie să înapoi. Și în momentul ăla, știți de unde se taie? Se taie de la adunare. Se taie de la casa Domnului. Aici nu avem timp. Duminica se plătește mai bine. Mai frate, dar totuși ai făcut legământ. Da, dar tu, tu ai datoriile mele? Dar ți le-am făcut eu? Tu nu știi că și eu putem să am datorii litale, dar am ales să vin cu mașina aia mai vechiuță de care tu ai râs când ai venit cu jipul? Nu te-am băgat eu în asta. V-aș ruga tare mult. Mențineți vă în zona dumneavoastră. Fiți foarte atenți, pentru că este un test al nostru. Frații au vorbit foarte bine la timpul de rugăciuni de anumite lucruri, de faptul că lăsăm căi colibă, căi palat, le lăsăm aici. Eu aș vrea să vă pun în față un lucru foarte interesant și foarte concret, foarte deosebit, ca să vedeți că aici suntem la teste. Spune Sfânta Scriptură Luca, capitolul 16, cu versetul 9 începând, spune așa. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Continuă Biblia. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept în cele mari. Și acum vine ideea. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, de aici, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și continuă versetul următor. Și dacă n-ați fost credincioși în locul altuia, și ne va da ce este al vostru. Este ceva al nostru pregătit undeva unde hoții nu fură, unde nu se dau falimente, unde rugina nu mănâncă, unde molea nu roade în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar testul mi-l dă aici. Și Dumnezeu spune, ți-am dat mie aceasta de euro pe luna trecută. Ce-ai făcut eu? Da, nu nu știu, asta, copiii eu tocat, eu făcut cu tare și așa mai departe. Bun, dar tu vrei să ghivernisești împărăția eternă? Tu știi că termin pe toate? N-ați întâlnit frați care sunt frate, dacă îmi dă Dumnezeu un milion de euro, știu cum să aranjez lucrurile. Și Dumnezeu întreabă, ce-ai făcut cu alea 2000 de euro din luna trecută? Nu știu. Bun, și cu mie el milionul și crezi că faci. Deci dacă ești credincios peste lucrurile mici, ți se vor încredința automat mai mari. Sunt oameni care nu ies în evidență, cu care eu mă întâlnesc. Prin mâinile lor trec milioane de euro. Pentru Ucraina, pentru văduve, pentru orfani, pentru năcăjiți, pentru cutare. Dar știți de la ce început? Au început, frate, este în zona Dumitale o văduvă acolo, i murit soțul, a rămas cu cinci copii. Te rog frumos dacă poți să duci, că eu sunt aici ocupat. Du plicul ăsta, uite, în plic este atâta, pentru familia aia. Omul ăla a luat și a dus plicul acolo. i -a dus la... Te rog, sună la omul ăla, spune că plicul cu bani a ajuns la Dumitale. O ajuns plicul cu bani, omul acela, ei vine pe direcția cu pentru că el nu oprește un cent pentru el, pentru că el arată cerului că e vrednic să primească bogăția pregătită dincolo. Că nu ești vrednic, adune aici pentru tine, dar și are. Eu și n-am voie, deși să nu am eu așa ceva. Și în momentul ăla transmis cerului că nu. Acan, Balam, puteau să au o viață liniștită, dar din cauza lăcomiei, au devenit prototipul omului lacom, omului care ia din ceea nu ia lui, și au devenit în fața noastră ca un exemplu negativ. De ce? Pentru că s-au lăcomit. Ți-a dăruit Dumnezeu ceva. Obișnuiește-te să mulțumești cu ceea ce ți-a dăruit, Doamne ajută. Fă un exercițiu. Spunea Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumitor. Deprinde-te. Mulțumește Domnului pentru soția ta, mulțumește Domnului pentru sănătatea ta, mulțumește Domnului pentru copiii tăi, mulțumește Domnului pentru pâine, cum este, mulțumește Domnului pentru, mulțumește pentru frați, pentru surori, pentru biserică, mulțumește Domnului pentru mântuire. Toate lucrurile care ne trebuie sunt date, ni se dau ca prin somn. Ce vrem noi să avem, mofturile noastre, pretențiile noastre, astea ne duc la ruină. Și din nefericire ne iau bucuria, ne iau pacea și ajungem în anumite situații tensionate și dificile, pentru că nu mai putem împlini principiile biblice. Cu o grămadă de datorii pe cap, ce să faci? Mulți dintre ei nu revin de la lucrul acesta. Întâlnesc oameni care doar Dumnezeu îi poate ajuta. Știu că am vizitat o biserică unde era un om de afaceri și omul ăla de afaceri, cu toți angajații lui, a vrut să desfășoare mai mult afacerea și toți angajații lui credincioși fiind, cu 5-6 copii fiecare, i au pus să gireze cu casele lor ca să-și poată mări el. În Biblie spune să nu te pui chezași pentru nimeni. Învață Biblia asta. Și biserica trebuie să învețe. Dincolo de prieteni, dincolo de frați, dincolo de rude, nu te pune chezași pentru nimeni. Nu ai voie, nu-ți dă voie Biblia. Dar dacă tu ești mai bun ca Dumnezeu și vrei să-ți ajuți rudile tale, s-ar putea să-ți putea să ți iasă dar s a putea să nu ți iasă. Dar e afacerea ta deja. Ei, în comunitatea respectivă, omul ăla a dat faliment. N-a mai mers afacerea. Tocmai banca le dăduse preaviz tuturor, erau zeci de pe familii, să iasă din apartamente și din casă, pentru că ei trebuie să-și recupereze banii. Creditul pe care îl făcuse omul ăla de afaceri și pentru care zira să ăștia cu semnătură. Și le a dat preaviz să iasă. După ce le a dat banca preaviz, am ajuns eu la evangelizare în adunare. Să vă spun ce atmosferă era. Toți cu capurile în jos se gândeau unii să duc mâine dimineață. Ce fac? Am stat și m-am gândit că singurul mesaj pe care puteam să-l aduc să înviorez adunarea, îi spun, Doamne, fraților, noaptea asta vine Domnul Iisus, gata, scapați. Atât tot. În rest, oamenii cei au rămas sub presiunea aia. Pentru că liderii lor nu i-au învățat. Nu te întinde mai mult. Nici pentru tine, nici pentru altul. Rămâi în zona aceea. Vină cu aceeași mașină sau cu bicicleta, că e mai bio. Vină la biserică, împreună cu copiii tăi, cânt în adunare. Bă, dar tot cu mașina ce era, rămas, tot cu aia. Tot, aia îmi permite să laud pe Domnul. Aia îmi permite să am timp. Dar tot în apartamentul ăla, da, tot în ăla. Când va rândui Domnul, va fi momentul potrivit. Ne vom muta în altul. Dar nu caut eu lucrul ăsta. Eu caut să slujesc pe Domnul. Eu caut să înalț numele Domnului. Și permiteți-mi să vă spun că e colibă, că e palat, oricum, într-o zi nu mai contează. Contează doar dacă am slujit Domnului. Și avem niște copii minunați la care le transmitem lucrurile astea. Le transmitem. De deci, ce să vă spun, sunt probleme în domeniul ăsta când creștem niște sclifosiți. Să mă ierte tinerii, nu-s de la voi, din altă parte. Când sunt învățați numai cu bani, numai cu așa, când vorbesc cu o fată și cu un băiat, dar nu, dar ce ai, dar cum, dar tu crezi că eu fac lucrul respectiv, dar mie trebuie să-mi aduc ceva, dar haina asta e de firmă, dacă e noi în nem, eu nu o port. Păi, dar ține de cal, nu pe la e eu șubă ceva, trebuie să aibă de la firmă neapărat, că pigerul trebuie subțiri de firmă, ca să ai și tu și cu pastile luate tot de la firma farmaciei. Stimați mei, întâlnesc o grămadă de situații de genul ăsta când părinții au crescut prințesa și prințul. Și el nu e în stare să locuiască într-o garsonieră cu chirie, acolo să facă un ochi, să mănânce amândoi, să cânte o cântare, să vă mulțumim pentru ce ne-a dat Domnul, dacă ne a ne-a mai dat Domnul, că de acolo am plecat și eu. Nu faceți datorii pentru anumite lucruri. Rămâneți în zona dumneavoastră, Doamne, ajută. Dacă ați prins ideea asta, va fi bine. Acum, unora dintre dumneavoastră, probabil e cam tardiv, să-ți spun eu, că deja aveți datorii, nu știu cum ați venit la conferință, dar, în fine, din punctul ăsta de vedere, v-aș ruga tare mult pentru cei care încă nu aveți Stabiliți anumite granițe foarte clare. Bucurați-vă de soția dumneavoastră. Duceți-vă, nu știți ce rezervă viața. Le spuneam la frată, la ultimă slujbă pe care am avut-o din mormântare, despre un cunoscut de-al meu care mi-a susținut regila, aveam firmă, soția era contabilă la o altă firmă, eram ocupați, copiii plecau la școală, veneau de la școală, viața mergea înainte. Până la un moment dat, soția nu s-a simțit bine. Am mers cu ea la doctor, ne-a trimis la doctor specialist, a descoperit că are cancer în fază terminală. Am spus la doctor cât mai are de trăit după pronosticul dumneavoastră? Trei ani de zile. În momentul ăla am ieșit de la serviciu, am lăsat firma la alții. Dintr-o dată n-am mai avut valoare firma, banii. I-a lăsat serviciu. Am luat-o de mână și ne plimbam prin parc, ne aducem aminte. Ne rugam Domnului să o vindece. Dar dacă Domnul nu o vindecă, mi-am dat seama că doar așa putem să recuperăm din anii pierduți pe la servici, după bani și după o de proiecte care se duc. Au fost cei mai frumoși ani din viața noastră. Cântam împreună, ne rugam împreună, că știam că nu avem timp mult. La trei ani de zile, la trei ani de zile conform pronosticurilor, s-a dus. Când mă uit în urmă, cei mai frumoși ani sunt tocmai aia. Oare trebuie să se întâmple așa ceva ca să vedem valoarea? Ca să știm ce contează? Oare nu se poate că la o conferință de asta să te, uiți, să te duci acasă, să te uiți în ochii celei sau celui care e lângă tine și să spui, nu ne trebuie așa ceva, dacă mai avem 30-40 de ani, așa o să facem de acum înainte. Pentru că noi suntem valoroși. Nu jucăriile de pe lângă nu banii, ci noi suntem valoroși înaintea Domnului. Să ne ajute Domnul. Amin.